Puteți importa PDF-uri sau DVG. Dacă importați PDF-uri generate de către alte programe, PDF-uri vectorizate, vă poate transforma acel PDF în linii, text, puncte, astfel încât să le puteți selecta separat. Eu aici o să am un DVG. O să-l import. OK. Îl amplasez pe plan și acum elementele mi le recunoaște în acest DVG. Vă recomand să lucrați cu layere, cu straturi. Eu o să merg pe editează straturi, o să fac un strat nou, o să-l denumesc 00 DVG 1, să zicem. Dacă tot sunt aici, o să am nevoie și de straturile pentru pereți, dar de trasare și centuri. Le creez tot acum. O să mai bag un DVG, o secțiune, 00 DVG2. O să-l denumesc non-DVG2. O să am 01 tăltrasare. 02 pereți, 03 centuri, 04 șarpantă și 05 contravânturi. Apoi, OK. Ce am importat acum, DVG-ul acesta, o să-l bag în stratul DVG1. Pentru asta îl selectez, trăgând un dreptunghi peste el sau combinația de taste Ctrl-A. Apoi la proprietăți, aici la general, la strat, layer, aleg stratul unde vreau să bag aceste elemente și vreau să-l bag în DVG-ul. Este bine să verific după ce am importat un PDF sau un DVG dacă cotele corespund cu cele din fișierul inițial. Okay. Aici am multe elemente care trebuie explodate. Cred că cel mai simplu este să explodez tot. Obiect desen. Okay.